RFI Tânăr în Europa. Program realizat cu sprijinul Parlamentului European. Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă ediție Tânăr în Europa, sunt Andreea Pietroșel i-am invitat astăzi alături de mine pe specialistul în social media Cristian China Birta, bună ziua Bună ziua Profesorul Cristian Ioja, profesor universitar la Facultatea de Geografie a Universității București Bună ziua, bună ziua. Și Horia Benga, coordonator județean pe Brașov al proiectului Parlamentul European al Tinerilor Bună ziua, mulțumesc că ați venit Împreună vom discuta despre cum pot avea tinerii acces mai ușor la programele create de Bruxelles special pentru ei, în contextul în care marea problemă este bariera de limbaj. Nu vorbim aici despre faptul că nu se comunică într-o limbă internațională, ci într-un mod foarte tehnic. Cristian Chinabirta, specialist în comunicare, expertiză în social media, cum trebuie formulat un mesaj ca să ajungă la publicul țintă, în cazul de față, tinerii. Mulțumesc pentru faza cu specialist în comunicare, apreciez dăm o cafea după aia. mai să știi că m-am lovit foarte des de ce înseamnă problematica europeană, că așa am înțeles că îi zice oficial, și prima mea întâlnire cu problematica europeană era că am vrut să fug nu am înțeles nimic. Am zis că manual de mașină de spălat, ce zic băieții acolo. Nu înțelegeam nimic. Dar, pentru că sunt cetățean european, da? Și am drepturi foarte multe. După cum știm foarte bine din campania de anul trecut. Mă vezi că tot am rămas cu ceva, că avem drepturi. Care încă nu ne-am interesat foarte atent, dar măcar știm că avem drepturi. Chiar am făcut eforturi să înțeleg și am discutat cu extrem de mulți oameni. Ce e foarte interesant, că oamenii care lucrează pe comunicare la multe din instituțiile europene sunt mai foarte ok, foarte mișto. Doar că ei trebuie să lucreze pe niște calapoade foarte grele și foarte complicate din punct de vedere al comunicării și de aia iese ce iese. Uh, și noi trăim în, zone, în lumea asta social media, comunicarea acum chiar dacă nu vorbim doar de internet, vorbim despre comunicare în general, ar trebui să ia atributele a ceea ce se întâmplă în social media. Social media știi ce înseamnă? Timeline-ul ăla da? pe care apare, joacă, o câștigat Simona Halep astăzi cu Serena Williams, Uh, nu știu cine a murit ceva mare scriitor, uh, uh, candidații care nu știu ce cu poze, tralala, și tu trebuie să strecori informația despre nu știu ce grant cu nu știu ce cu... Deci aia e și Tu trebuie să afli, nu să faci un comunicat impecabil Care să nu intereseze pe nimeni Să faci două rânduri Care să-și găsească locul pe timeline-ul ăla Pe care îl avem fiecare dintre noi Și îi abundență maxim acolo L-am invitat pe domnul profesor Cristian Ioja, care a fost directorul unui proiect la, Universitate, la Universitatea București, la Facultate de Geografie, proiect finanțat de Parlamentul European și am vrut să vă întreb cum ați reușit să descifrați informațiile pe care le-ați găsit acolo. Adică era clar că probabil că au vorbit pe limba dumneavoastră, era ceva foarte nișat. Da, eu sper să nu fie doar un fost proiect, pentru că deja noi am ajuns anul acesta. E adevărat, în două dintre ediții am avut și sprijinul Parlamentului European ca finanțare, mă refer. Am ajuns la cincea ediție deja și chiar e un proiect educațional pe care noi vrem să-l continuăm. Relativ la limbaj, este adevărat că e, e un limbaj greoi și mă uit în fiecare generație. Noi studenți, noi studenți cu care merg sunt ușor bulversați de ceea ce se transmite acolo. Atâtea atribuții încălecate aparent, deși lucrurile sunt destul de clare, aș putea spune pentru mine acum. Atribuțiile încălecate, lucruri extrem de complicate, fluxuri care sunt descrise foarte, să zicem, la fel cum ziceați puțin mai devreme, destul de încălcit. Mie mi-a luat, de exemplu, abia în a treia ediție am înțeles care e rolul fiecarei structuri în parte și asta după ce am avut parte, am cernut informația din, din edițiile anterioare. Pentru studenți însă e un câștig extraordinar chiar și contactul ăsta inițial pe care l-au avut, pentru că încep să-și pună problema altfel, nu mai prin faptul că înțeleg că de acolo vin multe dintre deciziile care ne afectează. E un pas enorm. Spuneți-ne puțin despre ce este proiectul pe care l-a implementat Universitatea din București cu Universitatea babeș boioi Proiectul, proiectul ca atare a pornit dintr-o, să zicem, întâmplare Fericite, i-aș putea spune, pentru că inițial noi am pornit de la ideea că în programele noastre de studiu este nevoie, în afară de bursele Erasmus, să mai avem și altceva. Să mai avem și altă. să dăm o dimensiune internațională și altfel. Și atunci ne-am gândit la o practică în afară. Numai că e destul de complicat. Ei, și toată, de fapt, scânteia a venit din partea unui student, unei studente foarte inimoase, aș putea spune, Irina Saghin, care a venit la mine și a spus, aș dori să aplic pentru un job la comisie. Dar nu prea știu cum, îmi trebuie niște informații. Și am întrebat colegii care lucrau deja la Comisia Europeană, foștii colegi, și mi-au spus că, ok, dar poate vă gândiți să veniți încoace. Și din uh, întâmplarea asta, în mai puțin de două săptămâni de zile am avut un grup de 25 de persoane interesate și a pornit ideea. Apoi acolo am impresionat pentru că noi mergem, avem un program de o săptămână de zile în care vizităm toate instituțiile europene, reprezentanța permanentă a României la Uniunea Europeană, stația de epurare a Bruxelului și așa mai departe, e un program destul de variat. Care se desfășoară acolo, am impresionat prin interes, în special pentru că studenții chiar erau interesați de ceea ce se întâmplă acolo, și doamna, o, doamna Mariana Cosac, responsabilă de vizite în Parlamentul European, ne-a spus, OK, pot să vă ofer posibilitatea să mai veniți odată, să veniți în toamnă cu maxim 40 de persoane, cu un suport de la Parlamentul European. Suport pentru un suport de undeva la 250 de euro. Nu? care a fost destul de important pentru studenți, chiar pentru mulți dintre ei. Iar de acolo a început, am început să ne obișnuim. Da, odată am mers cu, odată mergeam cu uh, suportul practic financiar pe care și-l asigura fiecare, odată aveam finanțarea de la Parlamentul European și așa târâși grăbi și am ajuns până la urmă să dezvoltăm acest program nu numai în Universitatea din București, ci am reușit să-i dăm o, deja o, tentă națională prin faptul că și studenți de la Cluj sunt acum, au, au venit acum în ultima ediție care a fost în, la începutul lunii octombrie și de la Galați și de la Baia Mare. Deja lucrurile s-au complicat destul de complicat. Au ajuns, au ajuns pe un făgaș destul de bun. No. Mai există în România un parlament european al tinerilor care se ocupă cu descurcarea hățișului de limbaj instituțional. Horia Benga, sunteți coordonator județean pe Brașov. Spuneți-ne un pic care este grupul Țintă? M înțeles că nu sunt doar studenți, ci cu precădere liceeni. Și ce le explicați acolo? Da, în Parlamentul European al Tinerilor, proiect care este internațional și implementat în România din 1996, grupul țintă este între 16 și 21 de ani. Asta înseamnă că un membru al Parlamentului European al Tinerilor poate participa la o sesiune internațională în care își reprezintă țara doar între acest interval de vârstă. Are o structură foarte bine delimitată și începe. Se, procesul de selecție al parlamentarilor europeni care ajung la internațională printr o sesiune regională de selecție unde fiecare centru județean își adună o delegație de 11 de politicieni care uh, ajung la sesiunea la sesiunea regională de pe regiunea din care fac parte și anume Transilvania, Muntenia și Moldova. La fiecare sesiune regională sunt în jur de 8-10 delegații, să spunem, și din acești 90 de delegați care vin din fiecare regiune, se selectează undeva la 50 de delegați pe toată România în care participă la sesiunea națională. La sesiunea națională de selecție, ei trec mai departe într-un număr de între. 8 și 10, în un, unii ani chiar mai mulți, în aproape 12-15 persoane, ajung să participe la o sesiune internațională a Parlamentului European. Unde află informații legate de? La sesiuni ei se împart pe comitete de lucru, comitetele de lucru care sunt preluate din Parlamentul European. Ei își primesc comitetul de lucru înainte de sesiune și trebuie să facă... Uh, un research, minim research pe care ei, uh, pe tema dată, se dezbat uh, tematici de interes european uh, actual. Uh, Dați-mi un exemplu. De exemplu, sunt uh, mai multe comitete, sunt uh, protecția mediului, uh, cultură și educație, uh, nu știu, uh, transporturi, uh, știu eu, drepturile omului, egalitatea dintre sexe și așa mai departe. Um, ei, ei, ca și delegați, fac un research pe baza ceea ce se întâmplă actualmente în Uniunea Europeană, ajung la sesiune, dezbat uh, aceste probleme în cadrul comitetului pe care el, ei îl dezvoltă. Primul pas al sesiunii este o sesiune de team building, unde ajung să, unea, să se unească prin tot felul de jocuri tactice și să-și dezvolte capacitatea de a lucra în echipă. Dezbat research pe care ei le-au făcut și ajung să redacteze o moțiune de rezoluție, așa cum se redactează în Parlamentul European, după care se organizează o adunare generală unde toate comitetele prezente la acea sesiune de lucru a Parlamentului European al Tinerilor ajung să dezbată acea moțiune de rezoluție pe care comitetul a redactat-o. Am înțeles. Până acum am vorbit despre două inițiative care pornesc de la cetățean, de fapt, spre instituția europeană. Uh, Cristian Chinabirta, cum putem să trimitem informația asta care există pe site-uri de profil făcute de instituțiile europene la ceilalți, cei mulți care nu ajung la Bruxelles, nu ajung la Strasbourg, nu ajung la Parlamentul European. Avem uh, canalele de comunicare pe care le folosesc tinerii acum, Facebook, Twitter, Instagram, de ce nu sunt folosite eficient, că suficient par a fi. Sunt folosite doar că, după cum s-a zis, oamenii de comunicare de la instituțiile europene, indiferent că vorbim de Parlamentul European, Comisia Europeană, tot ce ține asta de european și sună bine, că sună bine să fii european și să atașezi ceva european la orice, au pf, un... Au, știi, la mine amure am să zice că o sunt de aci până aci. Atâta pot ei. Și atunci, după ce au încercat ani și an de zile și au văzut că n-au cum să o convingă pe bunica, care are o pensie amărâtă, alea, alea, au zis, ia să ieșim noi un pic și să începem să lucrăm cu niște oameni care se pot mișca mult, cu mult mai mult talent. În România, de exemplu, noi am făcut trei ani la rând competiția blogger european în cadrul competiției mai largi europene, reporter european, doar că noi am reușit cumva în România să fim singura țară din uh, Uniunea Europeană care face și pe zona de blogging. E, uite, de exemplu, am avut într-un an tema îmbătrânirii active. Ai adormit instant când ai auzit tema asta. Și mai ales cum ți se explică. Îmbătrânirea activă înseamnă incongruența introspectiv, traumatic, n-ai înțeles nimic. Și ne-am zis cu totul altceva. Nu vorbim despre îmbătrânire activă, Vorbim despre cum o să fim noi, că tineri suntem unii, peste 50 de ani. Și ce vrem noi de la lumea asta, peste 50 de ani. Și sigur că acolo dai niște hinturi, să le zic așa, care vin de pe agenda uh, temei îmbătrânire activă, dar nu o dai, cum ziceam, în capă un manual de mașină de spălat. O traduci, o zăpăcești. Uite, uh, Comisia pentru Transporturi din cadrul Comisiei Europene sau Comitetul, nu știu cum se ei structurați. Fac o campanie foarte faină pe Facebook. Do the right mix, se numește. E uh, pe Facebook. Doar pe Facebook. Au făcut o aplicație. Nu cea mai reușită din lume, dar asta nu ne auzi nimeni. Dar au făcut o aplicație pe Facebook. În, în, esență, trebuie să pui o poză cu tine sau... Ideal ar fi un selfie, nu? Că aia e șmecheria. Cu tine uh, mergând în orașul tău, pe o bicicletă, o modalitate de transport urban. Un început timid, dar foarte tare. Bravo! E, e, bine, e bine, încep să se miște. Ghici, care avut mai succes? Comunicatul cu incongruența introspectiv cromatică sau aplicația asta de la Facebook? Asta e lumea în care trăiești. Nu zic eu că e minunat că orice tembel cu drepturi de cetățean european poate să zică orice despre Comisia Lui, dar ăștia țis. adună -ți vorbește cu ei, comunică. Mă, să fac pași mici, dar foarte interesant. Foarte interesant. Asta au fost numai câteva exemple pe care le știu eu și la care am participat. Horia Benga, de ce sunt motivați tinerii să se înscrie în Parlamentul European al tinerilor? Um, pentru ce vin ei acolo, de fapt? Dacă fiind faptul că nu e o competiție care are o finalitate ca și premiu și dați fiind faptul că e o muncă grea care de foarte multe ori te epuizează atât fizic cât și psihic o sesiune, uh, tinerii vin pentru pentru interesul lor către Parlamentul European. Tinerii vin că, pentru interesul lor către dezbateri publice. Tinerii vor să fie conștienți de ce se întâmplă în momentul actual în Uniunea Europeană. Văd tineri care participă la Parlamentul European la sesiuni regionale de selecție, împinși de la spate de prietenii lor sau de profesori, părinți și așa mai departe, dute acolo și fă aia. Um, ajung în cadrul sesiunii, sunt bulversați înainte de sesiune de un număr extraordinar de mare de informații, pagini întregi de detalii tehnice, site-uri complicate, îmbărligate, limbaj de lemn, așa cum ați spus, ajung în cadrul sesiunii, dau de uh, membri oficiali cu experiență în UIP, în Parlamentul European al Tinerilor, care le explică totul mot -mo, care îi fac să înțeleagă exact ce înseamnă fiecare părticică din Parlamentul European pe care ei n-au înțeles-o. Te fac să înțelegi structura Parlamentului European și toate instituțiile care activează în Uniunea Europeană, cum funcționează ei și Pot să spun că înveți activ și totuși uh, non-formal despre niște lucruri care sunt foarte importante astăzi și te fac să fii conștient la chiar ce se întâmplă în jurul tău. Deci îmi spuneți că de fapt este nevoie de un translator care să explice din limbaj instituțional într-un limbaj la îndemână. Uh, domnule profesor Ioja... Ați uh, fost uh, dumneavoastră în rolul de translator pentru studenții care v-au însoțit la Bruxelles sau uh, cum atras? Da și nu. Uh, uh, aș putea spune că în situația, în cazul uh, grupurilor de studenți, lucrurile sunt un pic mai, mai uh, simple, aș putea spune. De ce? Pentru că și înțeleg ce este acolo. Și noi am văzut aceste, activ, aceste practici și acest proiect până la urmă pe care l-am dezvoltat, l-am văzut și din perspectiva de a ne împărtăși nouă, până la urmă, de a ne împărtăși ce înțelegem ce este acolo. Și uh, am avut două modalități. Pe de o parte, în fiecare seară, după ce aveam câte o vizită, de exemplu, la Parlamentul European, la Comisia Europeană, ne întâlneam și discutam ce ați înțeles, ce a fost acolo. Iar din aceste dezbateri in interne, cum ar veni, ale, ale unor persoane care au văzut același lucru, uh, se clarificau multe, multe, multe aspecte. Doi la mână, și aș veni în completarea la ceea ce se spunea puțin mai devreme, venind înapoi în țară, cei care au înțeles ce este acolo sau au priceput ce este acolo, au adus și celorlalți colegi în familii, au adus același tip de mesaj cu limbajul lor. Cu limbajul simplu, până la urmă, pentru că și aici e adevărat, e o problemă destul de complicată, cu limbajul lor au transmis experiența lor mai departe. Iar în acest fel, prin aceste grupuri, pentru că și noi de două ori am, am fost grup multiplicator de opinie europeană, prin acest tip de instrument de finanțare, Parlamentul European, zic eu că poate, dându-i o importanță puțin mai mare, poate să amplifice considerabil înțelegerea conceptelor și de fapt a principiilor pe care până la urmă Uniunea Europeană vrea să le transmită în tot spațiul. Pentru că e adevărat, la nivelul grupurilor de vârstă de peste 50 de ani, peste 60 de ani, lucrurile sunt destul de complicate. Acolo generațiile sunt deja modelate. E, e complicat să intri și să explici, uite către ce vrem să ne ducem. Iar ținta principală trebuie focalizată, trebuie focusată pe aceste generații, pe generația tânără și pe generația adultă. Și chiar mă bucur, chiar știam de proiectul uh, uh, dumneavoastră cu Parlamentul Tinerilor, chiar de la. și la, am aflat de la Bruxelles, și chiar mi-a plăcut că e o idee chiar uh, minunată. Care. Înapoi la eforturile care se fac în, în România, Cristi China, ai fost în juriul blogger european de trei ori? De câte ori a avut loc acest concurs. Mă uitam la criteriile de selecție. Unul dintre criterii a fost originalitatea perspectivei din care e tratat subiectul și capacitatea subiectului ales de a genera dezbatere publică. Pe scurt, trebuia să fie interesant și original. Ce ți-a atras atenția cel mai mult și aș vrea să știu dacă a și avut șanse să câștige? Eu am jurizat, deși eu sunt blogger și propovăduiesc cuvântul blogosfere peste tot, eu am jurizat din punct de vedere jurnalistic. Adică eu am dat puncte foarte mari celor care, blogger fiind, au împrumutat tehnici jurnalistice. Și am avut de exemplu, nu mai țin minte în ce an, un om care s-a dus și a făcut un reportaj pe blogul lui, un reportaj cu poze, cu declarații, un reportaj, ex reportaj excepțional, de la un beneficiar de proiect european. Era pe agricultură, care asta e cu agricultura e nebunia nebunilor, deci de moartea de da, da. pasiunii, agricultura. Și-a făcut un reportaj excepțional, absolut, ăla a fost preferatul meu din toate punctele de vedere. Asta se întâmplă în momentul când ă, găsești niște comunicatori care, unul la mână, înțeleg esența din ce spui tu, pentru că un om care lucrează la Parlamentul European, că vorbim de Parlamentul European, Fratele la ar putea vorbi 5 ore despre o cameră din Parlamentul European. A, nu ne interesează. Asta trebuie să înțeleagă foarte mulți oameni care comunică în numele unor instituții. Nu ne interesează pe toți și foarte tare cum funcționează în esență instituția aia. Eu știu că Parlamentul European trebuie să-mi dea niște legi pe care ai noștri din țară trebuie să le implementeze ca eu să o duc mai bine. Dacă mă interesează mai tare, mă interesez de copii, de bătrâni, de ala... Dar nu trebuie să-mi explici la tot eu, cu ce câștig eu ca român, că dintr-o dată știu uh, structura Parlamentului European și toate regulamentele. N-ar nicio treabă. Uh, atunci când iei niște comunicatori din exterior, ăia înțeleg esența, o trec prin filtrele lor, că fiecare avem niște filtre de astea de. Din ce ne-a învățat viața. Pe mine am învățat viața că trebuie să vorbesc cu omenește, indiferent că sunt foarte deștept, eu și citit și intelectual, dar vorbesc cu omenește, cu omul, că oameni suntem. Și le trece prin filtrul lor și atunci ce se întâmplă? Omul căruia mă adresez eu o înțelege. uite da, exemple. exemplu, eram la, apropo de ce înseamnă problematică europeană și cât e de important omul care comunică numele instituției. Vorbim de Angela Filote, da? Șefa reprezentanței Comisiei Europene la București. Deci femeia aia comunică numai când vine și îți zâmbește. Și tu știi cine e. Și zici, cum? Stai mă, deci asta e birocrată de aia cu Comisia Europeană, cu... Păi stai că vorbești, e normal, adică vorbești frumos. Și dintr-o dată se deschide canalul de comunicare. Extraordinar de important asta. Pentru că toți știm și apățim de asta, când vine unul cu o funcție, cine e ăla? Șeful cu o carte de a revistă de, de jumătate de kilogram, de, de, la ceva instituție europeană, din start ne facem ca ariciu. Cumva știi așa ne-am obișnuit că ăla nu ne place, nu, el nu vorbește cum trebuie. Bine, Angela zâmbește și într se deschide. Uh, și eram la o întâlnire așa și ne, ni se explica ce, ce face reprezentanța Comisiei Europene în București. Mă uitam eu așa prin sală și am văzut așa că cel puțin trei sferturi nu tot nu înțeleg ce face. Și am zis, mă, fraților, fiți atenți șef. Reprezentanța Comisiei Europene e ca dirigintele, mă. Dirigintele clasei. Unde direcțiunea, ei Comisia Europeană, aia mare de la Strasburg, de la Bruxelles, da? Aia mare, iar noi, România, suntem clasa. Mă, dirigintele, îi între. Reprezintă direcțiunea, dar ține și cu clasa. Și uite așa faci ochi o cheie și de acolo am început să discutăm. În momentul când ai dat cheia interpretării, așa, în registrul ăsta, dintr-o dată am început lumea să discute și să înțeleg și discuțiile au început să meargă. Unul dintre uh, mesajele comunicate eficient de Comisia Europeană pare să fi fost cel cu drepturile cetățeanului... Ne amintim reclama, sunt cetățean european și am uh, drepturi. Horia Benga, um, știu tinerii ce drepturi au și mai exact și le exercită? Um, din păcate, nu. Majoritatea tinerilor și nu știu ce drepturi au, în sensul în care nu știu corect și coerent ce drepturi au și ce drepturi ar putea să își exercite în deplinătatea faptelor, uh, dar uh, află și sunt interesați, ceea ce e un lucru bun. În momentul în care uh, am văzut tineri atât de implicați în, în tot procesul ăsta de a vota și de a se exercita dreptul la vot și uh, nu știau exact ce se întâmplă, nu știau exact... Uh, cum o să fim noi reprezentați în Parlamentul European, unde o să votăm, pe cine votăm, votăm în România ca să plecem în, în străinătate și nu înțelegeau exact tot mecanismul ăsta și au nevoie de, de cineva care se apropie de tot sistemul ăsta și au nevoie de cineva care nu neapărat specializat, dar pasionat în, în domeniul ăsta. Găsesc informații despre drepturile lor pe absolut orice site și absolut orice document și orice fel de, știu eu, comunicat de presă și așa mai departe din, și vorbesc aici de drepturile europene pe care le-ar putea, le putea lua, le găsesc, sunt la, la îndemâna lor, dar trebuie să fie foarte familiari cu cu limbajul și cu tot uh, procesul ăsta de a înțelege. Și totuși dacă au pe cineva care să îi facă să înțeleagă um, tot sistemul ăsta, um, ei se pot apropia foarte mult și văd tineri care fac niște lucruri uh, interesante doar pentru că realizează că au dreptul de a le face și te poți implica în chestia asta fără să-ți spună mama sau tata, da, ai voie. Și trebuie să fii foarte... Uh, să ai înțelegerea asta că poți să faci niște lucruri având drepturile astea, dar totodată ai obligațiile fiind cetățean european. Domnule Ioja, ce-au înțeles studenții dumneavoastră din atâtea sesiuni, au existat cazuri în care au ales să se ducă să nu știu, să lucreze la Bruxelles? Asta a fost ținta noastră inițială. Asta a fost ținta noastră inițială de a le arăta că nu e, acolo nu lucrează supra oameni. Acolo lucrează oameni normali, acolo lucrează oameni care, investind practic într-o carieră și construindu-și o carieră în spate, au reușit să ajungă până la urmă ca angajați permanent sau temporar în diferite structuri europene. Pot să spun că, în momentul de față, avem două persoane, de exemplu, care sunt angajate în Comisia Europeană. Avem studenți care au aplicat, una dintre persoane chiar a terminat un stagiu anul acesta la Comisia Europeană și alții care au încercat. E un mare lucru pentru că înțeleg pe de-o parte că, în general, avea o experiență europeană, în general, îi ajută foarte mult. Înțeleg lucrul acesta și din cauza aceasta, în momentul în care avem câte... Anunțăm că da, urmează să avem uh, această practică, e destul de multă aglomerație, pentru că înțeleg foarte bine și au văzut și din generațiile anterioare că lucrul ăsta îi ajută foarte mult în carieră. Îi ajută foarte mult în momentul în care se duc la o firmă, să se angajeze și ei văd acolo, uite, ăsta a mai priceput ceva. Nu neapărat că este as și înțelege foarte bine ce uh, face fiecare structură europeană în parte, dar a avut un contact. Și lucrurile acestea contează, contează enorm uh, și aș mai puncta un aspect, lucrul cel mai important pe care l-au câștigat ei și pe care îl văd la ei este încrederea. Încrederea că pot face ceva aici sau acolo, înțelegând în același timp ce este în jurul lor și ne uh, fiind luat, luați de valurile, care, da, de informații care uh, migrează prin jurul lor. Să sperăm doar că mesajele vor deveni mult mai pe înțelesul tinerilor ca să poată beneficia de oportunitățile pe care le oferă Uniunea Europeană. Vă mulțumesc că a trecut foarte repede jumătate de oră. Alături de mine au fost Cristian China Birta, expert în social media, specialist în comunicare, după cum spuneam. Domnul profesor Cristian Ioja de la Facultatea de Geografie a Universității București și Horia Benga, coordonator județean la Parlamentul European al Tinerilor. Ne reauzim săptămâna viitoare la 13.30. Tânăr în Europa. Program realizat cu sprijinul Parlamentului European.